Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din GTA Sam, cu serverul Blue Bugged. Am primit mute 300, de fapt am primit 400 de mii de secunde mute, dar a trecut din timp, deoarece nu știu, am făcut și un ticket, adminii mi-au zis că niciun admin nu mi-a dat mute, pur și simplu poate este un bug și au zis că nu mi-l pot scoate deoarece nu se știe de ce l-am luat. Unii zic că l-am luat pentru spam, unii zic nu știu ce, nu știu ce. Bă, oricum, 101 ore înseamnă 400.000 de secunde. Acum mai am încă vreo 90 de ore. Miuța 80 de ore. O să stau oricum cu sleep-ul ca să-mi treacă miuța cât mai repede, deoarece am primit call leader-ul înapoi pe acest clan și nu pot să îi las așa. Eu, hai să ne căutăm pe noi. Raul 2K, Raul 2K, pe aici trebuie să fie. Uite, Raul 2K, rang 6. Vezi aici? Da, pot să-mi dau un invite-ul clan singur sau set clan, pot să-mi dau singur, dar oricum rank 7 nu pot să-mi dau pentru că doar rank 7 poate să dea un rank 7 la altcineva. Da, hai să vedem ce putem face în acest episod. Trebuie să-mi dau slash it, așa. În acest episod vreau să vă prezint ce naiba asta nu aici? Mașina cuiva. Ok. Da, acest tip face drifturi pe aici. A, el este un co-owner, ca și mine, la acest clan. Da. Deci suntem 3 co-owner și, adică co-leader și un leader și restul rank 4 și la ședințe se dă rank up. Da, deci nu uitați să veniți și voi pe serverul Blue Bucket și o să primiți o invitație gratuită în clan. Trebuie să aveți peste rank 7 dacă sunteți abonați și dacă nu sunteți abonați peste rank 10, așa, dacă sunteți abonați primiți invitația mai specială. Nu știu, o să vorbesc eu cu Cătălin, adică liderul clanului, să văd dacă putem să facem și așa ceva. Da. Deci hai să vedem ce putem face. Hai să vedem și ăsta. Am rank 8, respect point 24 din 26 și 27 de ore jucate. Da, zic ceva și trebuie să mă face el pe acolo. Ok, și avem, hai să mergem și noi cu mașina. Slash get gift, în cât timp o să dau? Gift. Peste 4 ore, l-am dat acum o oră. Oricum o să primesc. Acum în 15 minute o să nu mi se pună ca 3 ore pentru că am jucat slash time, am jucat 4155 de secunde acum. Da, deci mă găsesc cam toată ziua pe serverul acesta deoarece sunt foarte activ pe Blue. Chiar dacă nu m-am apucat de foarte mult timp de Blue, chiar sunt foarte activ. Știți că joc Sam din 2009 sau din 2010, nu știu. 2009, cred că. Joc Sam și da. E jocul meu main, cum ar veni, jocul meu principal, pe care o să-l joc tot timpul până la moarte și da, niciodată nu o să mă las de el, orice ar fi, orice ar. Bine, o să mă las într-un moment când nu o să-l mai joace nimeni, adică când o să fie pe serverul ăsta 50 de playeri, atunci o să mă las. Dar nu cred că o să fie în cel puțin 10 ani 100 de playeri pe server, așa că da, Sam la fort, la putere, la Sam la forță, what the fuck. Sam la putere, nu? Pentru că 1000 de playeri, 1000 din 1000, uitați, uitați cum ies și cum cresc, vedeți? 1000 din 1000. Deci serverul ăsta cam, cred că în cel puțin 10 ani nu o să aibă vreo 500 de playeri, dar nu o să se depopuleze niciodată. Adică niciodată în 10-15 ani nu o să se depopuleze serverul ăsta, vă spun eu. De fapt, nu știu dacă 10-15 ani, dar la câtă lume se apucă de Sam, am și plus că dacă joci cu moduri, na, pana mea, și mulți apucă de Sam. Bine, nu știu dacă 10-15 ani. 10-15 ani, drept, o să apară GTX 5000, pe mine, drept, GTX 2100. De fapt, nu chiar. Că acum 2 ani au apărut, o să ce facem noi? Așa, nu știu, ai fost să zic vreo 7 ani. Dar gândiți-vă că bugul a apărut de 5 ani aproape, de 4 ani a apărut. Și are 1000 din 1000. Gândiți-vă. Ca să se depopuleze, îi mai trebuie. Și nu, nici nu vreau, sincer. Le recomand la mulți să se apuce pentru că e un joc chiar ca lumea și na. Hai, cam exagerat cu 10-15 ani, că nu cred că o să mai țină lumea 10-15 ani de server. De joc, de fapt, da? Hai să zicem. Poate, nu știu, eu m-aș ține. Sam până la moarte, nu? Pentru că m-am apucat în 2009, adică acum 7 ani și niciodată nu m-am lăsat să zic, bă, bacula în el de joc. Știi? Niciodată n-am chestia asta. Pur și simplu tot timpul, Sam forever. Nu mă forțez să nu-mi place la mașina asta. Am pus și noi 700 de kilometri. O dau casă ca să licitezeați. Nu pot să-i spui singur casa la licitație. Da. Oricum am pe leader înapoi. Am frame de apoi, nu știu de ce. Da, deci
Am polider înapoi, asta mi-s foarte mulțumit pentru că bine știe, adică a aflat și Cătălin că am și canal de YouTube și că sunt foarte activ pe server și cu planul o să fiu foarte activ și de-aia mi l-a și dat înapoi, dar oricum până-mi trece mutul nu o să prea mai fiu activ clanul, așa că nu e supărare, să sperăm. N-am cum să fiu activ cu clanul când am mute, vă dați seama. Așa. Așa, ajung mai repede, da, deci am foarte mare lag din câte vedeți, nu știu de ce. Recent, de acum câteva minute am început să am frame drop-uri de astea nasoale, nu știu din ce cauză mai precis, dar acum vă dați seama că nu pot să nu mai filmez câteva ore, pentru că eu practic, de fapt, cred că eu să încep să o grafică mai feminin, dar nu cred că e de la grafică. Așa, la ori 2 l-am dat. Nu cred că e de la grafică, pentru că grafica nu e așa de wow, știți? Adică arată cam ca GTA 5, dar nu-i bai. Nu chiar ca GTA 5, sau nu știu, de fapt, na. Dar nu e problema de grafică sau ceva. Așa, am și ajuns în lupt băiețașilor. A, uite, cred că era problema de la grafic. Uite, acum nu mai am frame drop-uri. A, ba da, tot am. Nu știu, e de la, bus de la modder, nu știu, habar nu am. Dacă e de la modder sau ceva, hai să ne luăm un tractoraș și să mergem. Să muncim. Am 3 KK și în bancă am 13 KK, mi-am cumpărat și mașinuța aia și mi-am cumpărat câteva chestii. Aveam 16 KK, dar nu contează. Tot e bine. Slash members. Clan members online 20. Ok. 702. Ah, acolo e ala ID-ul. Ok, suntem 20 online de pe clan. Mă dați che, vă rog, eu nu dau cheile oricum de la mașină pentru că o fac. Eu nu vreau să dau cheile de la mașină pentru că am foarte mare nevoie de ea, cam tot timpul vorba nu fac, am nevoie de ea. Bine, când stau cu slipul le mai dau din când în când, dar așa nu prea dau cheile. Deci da. Hai, vedem. Vin de candy. O vin de, cred că, de la Giftbox. Cred că de la Giftbox candy. Ia să vedem. A picat cuiva? Nu a picat nimeni. Perfect. Cum opresc în jos? Cum opresc un job? Așa. Am așa am pus pe să conduci tractorul foarte mai șmeche, dar nu se vede prea bine aici. Da, e regulă totul. Ia uitați-mă cât de frumos, bine, viteză nu e barosanie. Tot mai frumie să conduci în third person, așa e. Cum va, se va schimba ora de ori de mâine? Oh, fuck. Se va lansa pe porumbă? Nu știu. Vedeți aici cum cresc playerii 1000 din 1000. Suntem acum pe server pentru că Gift tot timpul aduce playeri. Da. Și văd că se iau foarte multe banuri pentru autoclicker. Habar nu am de ce se iau atât de multe banuri pentru autoclicker. Adică, na, zic și eu, cât de obsedat e să fii să bagi autoclicker pe SAMP. Nici nu se bagă, adică ce face autoclicker-ul? Gen, dă clicuri automate sau te ajută cu ceva, îți dă farm la joburi sau chestii de genul, adică să învârte automat tractorul sau chestii de genul. Nu știu pentru ce motiv poziția autoclicker, oricum prea mulți își iau bani, ceea ce nu e bine pentru că înseamnă că sunt mulți hackeri pe serverul ăsta. Oba, 59 de kilograme, pe asta e bine, bosulică, pe 59 de kilograme înseamnă 59k de dolari. Și o să fac și un giveaway cu bani pe acest server, o să fac cu un KK giveaway, pentru că am câștigat la Giftbox și de ce nu, să decid mi-aș face un giveaway. Da, și veniți pe server să faceți 10 ore jucate, dați get gift și trebuie să jucați. Dar, da, oricum. Mă gândesc că jucați voi 10 ore dacă fac faza un server și până pe 18 mi se pare că e valabil gift-ul. Acum suntem pe 11, dar eu oricum da, o să dau gift de încă cel puțin vreo 15 ori până se termine, pentru că o să stau foarte mult pe server. Și m-am apucat serios, nu, tot am frame-uri cu dale nasoale și mă stresează chestia asta.
Deci pot să dau grafica cum era, pentru că nu mă avantajează cu nimic. Hai să vedem. Așa. Nu mă avantajează cu nimic dacă o las la minim, pentru că, adică nu la minim, la medium cum ar veni, pentru că tot am primit drop-uri și nu știu de ce, nu știu de ce. Am dat restart la PC, am dat nu știu câte chestii, tot am primit drop-uri, nu știu de ce, pur și simplu, nu mă întrebați de ce, ăștia fac DM, nu știu de ce, chiar nu știu de ce, nu mă întrebați, habar n-am. Dacă pot și status lips, iau o oră, da. Eu am 4000 de secunde. Da, oricum, pe mine nu mă interesează problemele astea, nu joc pentru ore. Dăm un hit. Eu dau, am binder și dau pe o tastă să dau hit, dacă vă întrebați, pentru că poate mulți vă întrebați, bă, ce dracu ăsta, nici nu scrie și dă hit. Am niște binder, da, așa, am niște binduri care dau automat ele, care dau automat ele slash hit, adică dau pe nan pe 0 și îmi scrie slash hit. Ia uite, vă vedeți cum scrie slash hit. Deci da. Scrie pur și simplu slash it. Uite, dacă vreau să scriu, uite, aici e invitația automată, dau pe plus, nu scrie, a, îmi scrie, dacă vrea să intre, uite, îmi scrie, salut, vrei să intri în clanul, în clanul red, invitație gratuite la orice level, vedeți? Bine, la orice level, la 5 în sus, mă refeream, dar o să modific. Practic, îmi pune automat binder, care sunt foarte utile, dacă joci mult și, na, sunt foarte, foarte utile. Observ că doar când am, doar când merg cu mașina am primit dropurile, dacă nu merg cu mașina n-am primit dropurile și da. Și acum și muncesc pentru giveaway, pentru că o să fac, ce facem ăla pe contrasens? Și poliția nu-i face nimic, vedeți poliția. Băi, a, n-am, am mute, am mute. A, uite, vreau să zic, băi, tu nu te ocupi de server, mă, e. Așa. 9550 de secunde, adică încă vreo 3 ore. Oricum o să stau cu sleep-ul peste, hai să zic, 15 ore pe zi, că trebuie să-mi se odinească și plus eu, dar 15 ore pe zi o să stau cu sleep-ul oricum. Și aia înseamnă că până săptămâna viitoare o să și, o să și întreacă banul, banul, mute-ul, o să și vă gros 100 de ore jucate, pentru că nu o stau doar cu sleep-ul, o să și joc. Adică sleep-ul 15 ore, nu 15 ore, gen mă joc vreo 7-8 ore, după aia la sleep-ul continuarea 7 ore și na. Cam așa o să decurcă săptămâna mea până săptămâna viitoare, pentru că la ședință trebuie neapărat să mi-am mute, că până la ședință am nevoie să n-am mute, am nevoie să n-am mute, da. Cum o scoam de poți să te predai unui polițist sau așteptă până... Când acesta expiră. Bă, e activ staff-ul, opac. E activ staff-ul de pe Bugget, ceea ce place foarte mult la serverul ăsta. Când ești tu, când ești Cătăștion sau tu Bugget. Eu, el e activ, el e activ. Da. Bă, uite ceva de aici. Are muncit bine, ziua e 15:56 ora. Am set 2, așa, a, prea noapte, set 15, set 16, pentru că este 15:56, sau și eu acum o să fac 58 de ore, mi se pare, da, 58 de ore, 48 de ore, doamne, 48 de ore să fac, vreau să fac și eu neapărat peste 1000 de ore pe serverul acesta, ca să fac și eu, ca să fac ca pe Bizon Boss, ca să fiu așa bizonist, îmi pune eu bizonist, nu, dar sincer merită mai mult juca serverul ăsta decât Bizon. Și decât Bishit. Bishit, așa o să zic la Bizon, Bishit. Da, merită mai mult jucat, că pe Bizon, pe shit-ul ăla de server am 1100 de ore și level 43 sau 33, cât aveam, nu mai știu cât aveam, 43 sau 33, nu mai știu exact. N-am mai jucat oricum pe Bizon, cred că am fost dat afară din toate facțiunile, ăsta din facțiune și din clan. Deci, da. Oricum, tot Bugged rămâne baza, am și clan, sunt co-owner, am de toate, am gagic, m-am apucat și de serie de sam, pentru că pe Bizon n-aveam serie de sam, pentru că pur și simplu n-avea rost să pornești o serie de sam pe Bizon, știți? Dar, yes, am distrus! Am distrus asta, pentru că vreau să ies cu mașina pe aici, pe față direct, că, păi, sunt parcați aici. Așa. Deci, da.
Vreau să-mi iau și mașină, nu am nu știu câte fluturașe. Sper să iau la gift box puncte premium. Asta vreau să vreau și ceva de aici, niște șoculeți. Aș lua, știți ce? Aș lua... Sorry. Aș lua... Dacă aș crea 50 de puncte premium, 30 KK. Să fac și o giveaway cu un KK. Și cu restul să... Îmi pare o chestie, știți? Un giveaway cu un KK. Nu știu, 30 KK, adică 50 puncte premium, dacă aș lua. Aș face giveaway cu 50 KK. Doamne, un KK. Și sunt obosit, da, n-am dormit deloc, pentru că mâine începe școala și, și logic că nu pot să dormi că mâine începe școala, nu? Adică n-am dormit pentru că vreau să petrec mai mult, cum știți, foarte obosit, dar nu contează. Trebuie să filmez un episod pe zi, așa că n-am ce să fac. Bine, nu episod pe zi, că filmez mai multe episoade pe zi, dar le postez, le programez de fapt unul pe zi, știți? Că voi vedeți acolo la data că nu e data în care postez eu video. Așa. 34K, perfect, perfect. Am 3.916.000. Foarte mult, foarte mult și foarte bine. Pentru că e bine să ai atâția bani. Dar de mână aici home. O să mergem acasă. Să vedem. Deci da, acum la ședință. Eu când s-o la ședința sâmbătă nu aveam încă rang 6. Adică cone, dar acum am rang 6 și da. Sper să îmi mențin rangul 6. Bine, o să stau pe server foarte activ. Ui de capul meu cum eu sărit la în față. Am și derapat. O să stau foarte activ pe server. Adică, da, bă, contrasensul, băi! Învățați să mergeți. Sclavilor. Sclăvenilor. Da. Și am văzut că acest owner, cătă, de la clan, ține cont și de orele jucate pe server, nu orele jucate, adică activitatea ta pe server. Hai să-mi bag și mă și pe zi, da? Slash 48 de ore, yay! Și mai am nevoie de ore jucate și fac și o level 9. Slash feel. Da, deci, ownerul clanului ține și cont de... ține și cont de activitatea pe server, ceea ce e foarte corect și foarte șmecher. Adică ține, ține cont de activitate cui îi dă owner. Adică eu am cam 30 de ore în ultimele 2 săptămâni. Așa calculez eu, 2 săptămâni. Da. O să mărească, se va întâmpla pe viitor, dar la omințurile va fi un lag cam mare. Asta e adevărat. Dar dacă o face și... Nu. Dar o să fie într-adevăr, cred că o să fie... o să se mărească. Se mai poate, se poate să aibă și 7000 de player, dar o să fie lagul incredibil de mare, adică nu o să fie, n-o să fie posibil să joci pe server la 1600 de player full. Server în poliție cu tot omoară player din pușcărie. Când dacă așa nu vreau să vreau să vreau să vreau să vreau să vreau să vreau. Ce merg aia pe acolo? Da. Aia, ajungem noi acasă și încheiem noi episodul pentru că asta am vrut să vă zic și să vă arăt pe ziua de azi. Da, după cum am zis, în fiecare episod voi veni cu... În fiecare zi voi veni cu un nou episod cu... să vă zic, cu informații noi despre clan, despre ce s-a mai făcut, despre ce se mai... Nu știu, despre ce se mai întâmplă și... Da, deci în fiecare... În fiecare zi, absolut în fiecare zi, până mă las eu de seamă, în fiecare zi va apărea câte un nou episod în care o să zic chestii noi despre asta. Bine, în fiecare zi, adică... Băi, chiar în fiecare zi, pentru că eu când o să fiu plecat în excursii sau când o să fiu plecat undeva, o să postez episoade, un episod pe zi, dar o să... nu o să mai postez în alte jocuri. Adică un episod pe zi când am treabă, nu-i nu știu, și pot să le filmez din avans. Eu oricum le filmez din avans și am episoade până pe 22 iulie, doamne, iulie, septembrie. Deci da, eu acum am 11 septembrie, dar eu am episoade până pe 22. Deci e foarte... Am foarte multe episoade în avans, ceea ce e foarte bine și toți youtuberii fac așa, filmează episoade din avans. În caz de, uite, de exemplu, în caz de ne dă profa text test mâine și n-am timp să învăț, n-am timp să filmez, trebuie să învăț. Atunci, filmez două episoade în avans, unul pentru azi și unul pentru mâine și gata, bine, pentru mâine nu trebuie, pentru că după ce am dat testul, na, pot să filmez, nu? Dar așa, na, vă zic și eu, o să filmez multe episoade în avans. Ca să... Bag eu, intrăm aici. It.
Slap. Și da, sper că v-a plăcut acest episod, fraților, de fapt nu o să dăm să deschid. Sper că v-a plăcut, fraților, nu uitați să vă subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!